Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Duhul Domnului este asupra mea. Pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună. M-a trimis să proclam celor captivi eliberarea. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Ca sfințite, sfințile voastre, părinți franciscani conventuali, dragi părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi iubiți cinstitori a Sfântului Anton. După ce a călătorit întreaga lume, în Portugalia, în Africa, în Italia, după ce a împărtășit celor care l-ascultau cuvintele Domnului, iată, Sfântul Anton este unul dintre cei mai mari iubitori ai lui Dumnezeu și ai oamenilor. Acum a venit la noi din nou. A venit în vizită. Omorând aici, în mijlocul nostru, iată cu relicvia lui, limba lui, însuși ființa lui, să ne aducă acest apel la dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Este Sfântul Minunilor, așa cum noi îl proclamăm și îl cinstim. Îl iubesc nu numai catolici, îl iubesc ortodoxi, îl iubesc chiar și musulmani. Îl iubesc toți pentru că Sfântul Anton a iubit pe Dumnezeu și a iubit pe toți și iubește. Ne bucurăm să-l primim în catedrala noastră și acum să ne simțim în jurul lui ca niște prieteni la care a venit și noi ca prieteni ai săi. Aceea ne dispunem acum să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, să aducem rugăciunile noastre și prețuirea noastră, mulțumindu-le părinților franciscani conventuali, pentru că au făcut din nou posibilă această vizită a Sfântului Anton. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, Îngerii și Sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Sfânt Duhu. Și veșnic, Tu ai dăruit poporului Tău în Sfântul Anton de Padova, un predicator de seamă al Evangheliei și un mijlocitor puternic în necazuri. Dă-ne harul că ajutați de el să urmăm învățăturile vieții creștine și astfel să simțim ocrotirea Ta în toate încercările și suferințele. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea, de aceea Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschidere a porților celor închiși, să vestesc un an de bunătate a Domnului, o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, ca să-i mângâi pe cei mâhniți,
să-i pun pe cei mâhniți din Sion, să ia diademă în loc de cenușă, unde lemnul bucuriei în loc de jale, veșmânt de laudă în locul Duhului frânt. Cuvântul Domnului. Îndurările tale, Doamne, în veci le voi cânta. Domnului în veci le voi cânta, cu cura mea voi face cunoscută din generație în generație fidelitatea ta, căci ai spus îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna, ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. Îndurările tale, am încheiat alianță cu alesul meu, i-am promis cu jurământ slujitorului meu David, îți voi întări seminția pe vecie, din generație în generație îți voi întemeia tronul tău de domnie. Durările tale, aflat pe David, slujitorul meu, și l-am uns cu un de lemnul meu cel sfânt. Acestuia mâna mea îi va da stabilitate și brațul meu îi va da putere. Fidelitatea și bunătatea mea vor fi cu el și prin numele meu va crește puterea lui. El îmi va spune, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Este asupra mea, pentru aceasta m-a uns, să duc săracilor vestea cea bună, m-a trimis să proclam celor captive eliberarea. Din
Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Luca. În acel timp, Domnul a ales alți 72 și i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el și le-a spus: Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. Mergeți, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu luați nici pungă, nici de sagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. În casa în care intrați, spuneți mai întâi: pace acestei case. Și dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. Rămâneți în casa aceea. Mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră. Vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: s-a apropiat de voi împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Pace acestei case. Preasfinția voastră, episcop Petru Gherghel, Preasfinția voastră, episcop Aurel Percă, dragi confrați într-o preoție, dragi credincioși, cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat în această seară ne invită pe fiecare dintre noi să lăsăm pentru câteva momente preocupările zilnice, inerente, normale, și să căutăm să ne apropiem mai mult de ceea ce Dumnezeu ne proclamă prin cuvântul Său, ceea ce am auzit fiecare dintre noi în lecturile sacre, dar mai ales să ne lăsăm cu imaginația, cu gândul, să mergem împreună la Dumnezeu prin intermediul Sfântului Anton de Padova, care în această zi a poposit aici în catedrala noastră din Iași. A poposit nu ca un simplu pelerin, ci ca un frate mai mare în credință, un om, în primul rând, care a știut să asculte cuvântul lui Dumnezeu, care l-a meditat, l-a înțeles și după aceea, tot prin voința lui Dumnezeu, l-a transmis celor din timpul său și, vedeți, nu numai celor din timpul său, ci și nouă în această seară. Sfântul Anton de Padova. Cu siguranță suntem familiarizați cu acest cuvânt și cu acest sfânt. El este foarte răspândit în lumea întreagă, este venerat și în comunitățile noastre de credincioși. Ce ar putea să ne spună astăzi, în această seară, Sfântul Anton de Padova? Pelerinajul național pe care Provincia Franciscană l-a inițiat și mulțumim tuturor episcopilor din România și Preasfințitului Petru pentru bunăvoință și pentru dorința aceasta de a reveni după 14 ani în România relicviile Sfântului. Acest pelerinaj este consacrat familiei.
Sfântul Anton de Padova, protectorul, ocrotitorul familiilor. Vedeți, fiecare dintre noi facem parte dintr-o familie. Cunoaștem ce înseamnă a trăi în familie. Avem experiențele noastre de familie, unele frumoase, altele poate cu ceva dureri. Fiecare dintre noi purtăm cu noi, mergem mai departe cu ceea ce ni s-a dat, ni s-a oferit, ceea ce au plantat, au sădit părinții noștri, frații noștri, rudele noastre în sufletul nostru. Și de aceea se dorește ca prezența Sfântului Anton de Padova pe meleagurile noastre românești să ne readucă aminte cât de frumoasă este familia creștină, aceea pe care Dumnezeu a întemeiat, bărbat și femeie. Pentru ca familia creștină, încercată, de multe ori chiar asaltată de diferite idei, de diferite ideologii, această familie trebuie repusă în drepturile sale. Sunt sigur că dacă v-aș invita pe rând la amvon, la pupitru, fiecare dintre dumneavoastră ați avea foarte multe lucruri de spus despre familie. Câte amintiri frumoase nu avem despre copilăria noastră, despre părinții noștri, despre modul în care știam să ne jucăm, să ne apropiem unii de alții, să vedem lumea cu alți ochi, nu cu ochii preocupați de ziua de astăzi. Câte lucruri frumoase nu ați spune, poate ați spune și lucruri care ați dori să le retușați, dar timpul trece și nimeni nu mai poate schimba nimic. Deci noi, ca și familii creștine, noi care facem parte din familiile creștine, scriem istoria vieții noastre cu noi înșine, cu faptele noastre, cu gândurile noastre, cuvintele noastre, cu coerența vieții noastre. Iar Evanghelia pe care am ascultat-o, care a fost proclamată, ne ajută foarte mult să înțelegem ceea ce ne poate oferi Sfântul Anton de Padova nouă, ca și oameni, ca și credincioși, dar și familiilor din care facem parte. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu invită, așa cum am auzit în această Evanghelie, alături de acești 12 apostoli, Iisus a mai chemat și alții, aici ni se spune 72. Și v-aș invita să credeți că din cei 72 de ucenici pe care Iisus i-a chemat și i-a trimis înaintea sa, facem și noi parte, fiecare aici prezent la această sfântă celebrare. Și Dumnezeu ne spune și nouă astăzi la această sfântă liturghie, vino, mergi în numele meu și proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Nu lua nimic cu tine, ai curajul? În societatea în care trăim, în care ne bazăm foarte mult și încercăm foarte multe siguranțe, căutăm să avem certitudini, fiecare studiază, fiecare caută într-o formă sau alta să aibă o diplomă, o școală, să aibă un cont în bancă, să aibă o casă, să aibă o locuință, o mașină și toate celelalte. Logic, normal, până la un anumit punct. Dar toate acestea, fără Dumnezeu, fără pace, fără iubirea unei familii, ce contează? Când te duci seara și te culci, poate portofelul este plin și te culci cu el așa pe cap, da, ce fericit sunt? Nu cred. Te duci liniștit atunci când îți vezi familia lângă tine. Îți vezi soțul, soția, poate părinții, copiii, îi vezi sănătoși, îi vezi frumoși, îi vezi educați. Acolo este ceea ce Dumnezeu ne invită din toată inima să facem, să înțelegem. Pentru că, dragi credincioși, trăim într-o societate care de multe ori este autosuficientă. Și această tendință merge și către familiile noastre și către fiecare dintre noi a fi autosuficient, a considera că eu le știu pe toate, le am pe toate,
Nu mai am nevoie ca cineva să-mi spună ceva. Orice îmi spune un altul, deja știu. Deja nu mai trebuie să mai am nevoie de pedagog, de învățător, de educator. De multe ori spunem chiar, din păcate, de multe ori chiar nu avem nevoie de divin. Întrebați-vă și să ne întrebăm unii pe alții, de ce sunt atâția oameni care nu mai cred în Dumnezeu sau nu mai vor să creadă în Dumnezeu, care refuză harul lui Dumnezeu, pentru că se cred autosuficienți. Iar Dumnezeu astăzi ne provoacă, lasă toate deoparte, nu lua nimic cu tine, absolut nimic, ia-te pe tine însuți, așează-te în fața lui Dumnezeu, în fața conștiinței tale și fă o analiză. Vezi în ce direcție te îndrepți. Cine ești tu de fapt în fața lui Dumnezeu și a conștiinței tale? Pentru că acolo nu poți minți. Când ești din casă, poți să-ți iei frumos o mască, mai treci prin fața oglinzii, mai retușezi niște riduri, îți mai pui o îmbrăcăminte și devii poate un altul. Dar în fața conștiinței nu ai unde să te ascunzi. În fața persoanei tale, tu însuți cu Dumnezeu, nu o ai, nu ai o altă cale de scăpare. De aceea, această autosuficiență, această dorință de autosuficiență, poate că ar trebui din nou revăzută și să-i cerem lui Dumnezeu harul, ca ne luând nimic cu noi, să ne putem umple de Dumnezeu, de bucuria lui Dumnezeu, de pacea lui Dumnezeu. Și având noi aceste lucruri, le putem da și celor din jurul nostru, și celor din familia noastră, și celor care așteaptă probabil un cuvânt de încurajare într-o societate în care, din păcate, acest cuvânt începe să se piardă. Cuvinte ca frumos, respect, iubire, înțelegere, jertfă. Wow, jertfă. Cum adică? Noi astăzi trebuie să mai renunțăm la ceva? Trebuie să renunțăm la ceva? Iisus, Dumnezeu, ne invită prin exemplul Sfântului Anton de Padova, care a lăsat toate, avea și el planurile sale, se gândea să intre într-un loc sau altul, să urmeze o vocație sau alta, dar Dumnezeu i-a explicat prin fapte concrete ce trebuie să facă. Și dintr-un anonim, într-un convent, în care nimeni nu știa ce comoară se află acolo, acest sfânt, acest om, acest frate, acest preot, a transmis și transmite în decursul veacurilor istoriei, mesajul autentic al lui Dumnezeu. De asemenea, familia creștină are nevoie de viitor. Familia creștină are nevoie tocmai de acești piloni puternici, respectul care trebuie să fie între generații. La sfârșitul acestei pericope evanghelice, Iisus spune, atunci când intrați într-o casă, dați pacea. Dacă pacea este primită, ea se va răsfrânge asupra tuturor. Luați, mâncați ceea ce vi se oferă și spuneți acest lucru. Împărăția lui Dumnezeu este aproape de voi. Împărăția lui Dumnezeu este aproape de noi. Împărăția lui Dumnezeu este aproape de familiile noastre, de comunitățile noastre religioase, de comunitățile noastre parohiale, de comunitatea noastră, de biserica noastră locală. Pentru că această împărăție a lui Dumnezeu o construim toți împreună, fiecare cu vocația lui, fiecare cu drumul său, fiecare dintre noi, prin pacea și binecuvântarea pe care Dumnezeu ne oferă. Familia trebuie să aibă viitor,
familia trebuie să fie într-adevăr acea treaptă de urcare spre împărăția lui Dumnezeu. Toți împreună, atât părinții cât și copiii, toată familia, pentru că, vedeți, în societatea în care trăim, parcă ne-am debusolat în ceea ce privește viitorul. Nimic nu este atât de sigur și de aceea se trăiește în multe situații de la o zi la alta. Și atunci ne gândim, facem planuri, proiecte, neștiind încotro să ne îndreptăm și mai ales familiile. Se răsfrânge acest lucru asupra familiilor care ușor, ușor uită de faptul că viitorul se face, se construiește împreună cu Dumnezeu, acceptând pruncii, acceptând copiii pe care Dumnezeu îi oferă și nu ajunge numai să-i accepte. Trebuie să le ofere și un viitor creștin, pentru că altfel educăm bine, poate din punct de vedere scolastic, poate din punct de vedere, să spunem așa, al civilizației, dar dacă nu-L avem pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu lucrează, dacă Dumnezeu nu este prezent în sufletul copiilor, în sufletul tinerilor, ne plângem poate de multe ori că nu înțelegem și nu mai suntem înțeleși. Dar oare înțelegerea nu vine din modul în care noi ne prezentăm în fața lui Dumnezeu? Ce am reușit să sădim în sufletul copiilor, în sufletul tinerilor, privind la noi, nu la alții? E ușor să spunem altora, să dăm lecții altora, suntem foarte buni pedagogi, foarte buni profesori. Dar atunci când trebuie să punem în practică noi, în primul rând, să fim primii care să-L mărturisim pe Dumnezeu prin rugăciune, prin spovadă, prin împărtășanie, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin modul nostru de a ne pleca genunchiul în fața lui Dumnezeu și la bine și la rău, învățând și oferind celorlalți un exemplu. Altfel, birourile parohiale se încarcă de persoane care vin să șteargă lacrimile, care caută o rezolvare, care nu știu încotro să se mai îndrepte, fie că sunt mai în vârstă, fie că sunt mai tineri. Vin și cer un sfat. Sfatul întotdeauna este la Dumnezeu. Sfatul întotdeauna Dumnezeu ne-l dă. Îl avem în sufletul nostru, e normal să ne sfătuim cu ceilalți. Dar familia ce face? Familia mai este ea într-adevăr creștină? În afară de botez, cununie, sacramentul mirului, prima sfântă împărtășanie și înmormântare, în afară de acest arc, din acest spațiu, mai există și altceva? Sau ne limităm la lucrurile strict exterioare? Sfântul Anton de Padova, citindu-i viața, cunoscându-i viața, el are foarte multe intervenții în favoarea familiei. El întotdeauna a știut să-L aducă pe Dumnezeu și să-L facă prezent în mijlocul familiilor. În această seară, dacă ne-am adunat în catedrala noastră, în această biserică, în acest loc în care Îl simțim pe Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, haideți, dragi frașuri în Hristos, să avem curajul să mergem în fața Sfântului și să-I spunem: Doamne, cam ăsta sunt. Nici mai mult, nici mai puțin. Mi-aș fi dorit să fiu altul. Mi-aș fi dorit să fiu poate mai bun, poate mai frumos, poate mai inteligent, poate aș fi vrut să am un alt nume. Fiecare dintre noi are în interiorul său câte ceva care ar dori să mai retușeze. Dar aceștia suntem. Noi suntem. Și așa, în fața lui Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, să-I cerem acest lucru. Doamne, transformă-mă într-un
membru, într-un fiu sau fiică adevărată a lui Dumnezeu. Fă să fac parte din familia mea umană și cea spirituală, după voința ta. Dă-mi acea capacitate, acea înțelegere, oriunde mă duc să înțeleg că Dumnezeu este cu mine, că Dumnezeu îmi dă, îmi oferă. Dumnezeu dă din prea plinul bunătății sale pentru fiecare dintre noi și nu avem și nu vom avea ce regreta. Atunci când suntem cu Dumnezeu, avem totul. Suntem cei mai bogați, cei mai fericiți, oamenii care trăiesc în pace. Lucrul acesta se poate împreună cu Dumnezeu. Așadar, dragi credincioși, vă invit ca acest pelerinaj la Maștele Sfântului Anton să devină și să redevină o întâlnire personală cu Dumnezeu și o reînnoită sau a reînnoi jurămintele noastre pe care le-am făcut. Odată le-au făcut părinții noștri și nașii la botez. Le-am reînnoit la prima Sfântă Împărtășanie la Mir sau cu alte ocazii. Și atunci am spus în felul următor: aceasta este credința noastră, aceasta este credința Bisericii, iar eu sunt bucuros să o pot mărturisi în Iisus Hristos. Să avem curajul, după ce ieșim din această catedrală, să spunem acest lucru acasă când vom ajunge. Sunt bucuros că sunt creștin și că fac parte dintr-o familie creștină. Sunt bucuros pentru părinții mei și le mulțumesc pentru că au știut să sădească în mine credința creștină. Mulțumesc soțului, soției, copiilor, celor care sunt în jurul meu, pentru că ei îmi demonstrează de zi, în zi cu zi cât de bun și milostiv este Dumnezeu și cât de frumos este să trăiești într-o familie creștină așa cum ea este dată de Dumnezeu. Așadar, să avem curajul să fim noi înșine, să eliminăm autosuficiența, să lăsăm să sădim în sufletul nostru și în cerul din jurul nostru cuvântul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova. Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților, prin milocirea Sfântului Anton de Padova, să ne rugăm pentru Biserica lui Hristos, pentru familiile noastre, să ne rugăm ca Biserica să răspândească în mijlocul lumii de astăzi parfumul virtuților creștine. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Fecioarei Preacurate, fă ca Biserica Ta Sfântă să fie, prin viața credincioșilor ei, semnul prezenței Tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește pe Sfântul Părinte Papa Francisc, pe Episcopul nostru Petru, pe Episcopul Auxiliar Aurel și pe toți preoții în predicarea cu fidelitate a Evangheliei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Arată-o tuturor pe Maria, mama ta și a noastră, ca model de nevinovăție desăvârșită și de iubire plină de generozitate. Te rugăm, ascultă-ne! Dispune inimile credincioșilor la convertire sinceră pe drumul pocăinței și al trăirii creștine. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în copii și tineri grija pentru nevinovăția lor și îndepărtează-i pe toți aceia care vor să întunece în ei chipul și asemănarea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-ne cu puterea Duhului Tău pe drumul trăirii virtuților și transformă-ne în mărturii grăitoare ale iubirii Tale între oameni.
Te rugăm, ascultă-ne! Împlinește cu bunătate dorințele noastre a tuturor acelora care aleargă la Tine prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, pentru statornica iubire cu care Sfântul Anton a mers pe urmele Fiului Tău, Tu i-ai dat o minunată putere de mijlocire a milei Tale pentru noi. Te rugăm deci cu încredere să ne dai harul de a urma exemplul Sfântului Anton și să ne ajuți în nevoile noastre, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul.
aminte, Doamne, la darurile puse pe altar în amintirea Sfântului Anton de Padova și după cum prin aceste sfinte taine ai dăruit lui cununa măririi veșnice, dă-ne, te rugăm, și nouă iertare de păcate prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu ai voit ca amintirea Sfântului Anton să fie cinstită cu bucurie de credincioșii Tăi, pentru ca prin exemplul vieții lui sfinte să le întărești voința, prin învățăturile Lui să le luminezi inimile, iar prin mijlocirea Lui puternică să le dăruiești ajutorul Tău. De aceea, unindu-ne și noi cu mulțimea îngerilor și a sfinților, îți înălțăm, Doamne, imnul de laudă, cântând fără încetare. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus, să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească, împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Anton de Padova și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire să sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ. Împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, care prezidează această sfântă celebrare, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Domnului Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Domnul Hristos, mă las la viața cea veșnică. Amin.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm ca acest ospăț ceresc să întărească și să sporească puterea dăruită de sus tuturor acelora care celebrează sărbătoarea Sfântului Anton, ca să păstrăm neatins darul credinței și să umblăm pe calea mântuirii arătată de El prin Hristos Domnul nostru. Sfântul Anton ne dă un exemplu de a iubi o mamă pe Maica Preacurată și ne bucurăm că în această zi e aici la noi, sâmbătă, și în catedrala noastră. Prână cu el și cu toți credincioșii noștri uniți prin intermediul internetului, o preamărim acum cu toții, spunând: Îngerul Domnului a vestit Mariei. Și ați vestit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului. Fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de păgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să ne vezi harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slava Împierii, în același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povăzuiește-mă și ocrotește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Știm că Sfântul Anton în viața lui a avut o inimă plină de iubire, o inimă cu care el i-a îmbrățișat pe toți, după cum a făcut-o Iisus. El o face și astăzi, așa cum am auzit îndemnând familiile noastre, să aibă aceeași iubire. El a vorbit mult, Sfântul Anton, și vorbește și astăzi. Limba lui nu mai încetează. Să anunță iubirea și Evanghelia. Sfântul Anton ne-a arătat mereu drumul spre Dumnezeu și spre frați. Cu degetul sau cu mâna sa o face și astăzi. Cu aceste sentimente și bucurie că noi am fost lângă el și el a fost în mijlocul nostru, catedrala noastră, îndreptăm acum rugăciunea prin el către Dumnezeu, ca familiile noastre să fie cu adevărat ocrotite, și dieceza noastră, și țara noastră, și tot poporul credincios. De aceea ne rugăm. Sfinte Antoane, între toți sfinții lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită,
pentru a ocroti și ajuta pe toți cei care și-au pus nădejdea în tine. Dumnezeu ți-a dat chiar puterea de a învia morți, de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sănătatea, astfel încât toți care au alergat la tine au simțit mângâierea sprijinului tău. Această grijă ta față de suferințele oamenilor ne umple și pe noi de încredere sfântă cu care alergăm la bunătatea ta cerându-ți ajutor. Pentru dragostea ta împlăcărată către Iisus, care a voit să covoare în brațele tale sub chip de prunc ceresc, și pentru iubirea ta gingașă față de Maria, Mama lui Iisus, te rugăm, arată-ți acum puterea ta cea mare și ajută-ne. Tu ești tăria noastră în suportarea pagubilor, în nenorocirile care ne lovesc, în întristările noastre sufletești, în boli și lipsuri, în necazuri și ispite de tot felul. Fii deci lângă noi când patimile se răscolesc și răscolesc sufletul și când Duhul cel rău înălțește împotriva sufletului nostru ca să-l piardă. Sfinte Antonie de Padova, te rugăm, ocrotește familiile noastre, întreaga noastră familie a bisericii. Ajută-ne pe noi toți în țară sau oriunde, în toate lipsurile noastre trupești și sufletești. Alină și mângâie sufletul nostru în orice strâmtorare, pentru că îmbărbătați de tine să primim cununa biruinței de la Dumnezeu în slava cea veșnică a cerului. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Sfinte Antoane de Padova, roagă-te pentru noi, ocrotitorul bisericii, roagă-te pentru noi, ocrotitorul familiei, roagă-te pentru noi. Urmează acum procesiunea prin care noi vrem să-l însoțim pe Sfântul Anton prin biserica noastră, iar la urmă să primim binecuvântarea și apoi fiecare poate să se apropie de relicma Sfântului Anton prezent aici în catedrală mai departe. Așadar, acum ne rugăm dacă trebuie ajutor. Dacă-ți trebuie ajutor, să te rogi încrezător, alegându-l pe patron, pe slăvitul Sfânt Anton. Săraci nedreptățiți, cei bolnavi și chinuiți, mângâiere își găsesc la acest patron ceresc. Mare de necrezut, mulți prin el au obținut, pentru sprijinul primit, pe cel sfânt l-au preamărit.
slavă fie Tatălui, preamărire Fiului, Duhului cel Sfințitor, cinste în vecii vecii. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Mijlocirea Sfântului Anton de Padova, să vă binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
Cuia rămâne încă mai departe în catedrală aici, ne mai dorește poate să continuă să se roage, să implore haruri, binecuvântări, rămâne încă aici o perioadă de timp.